even if the sun goes down on you. Neața, neața, bună dimineața! S-a trezit dulceața de mine sau de Toiuc? Cine e mai dulce? Poftim? Retrage ce-ai spus. Domnule Gocan, retrageți ce-ați spus. După cum bine observați, începem un nou daily vlog aici împreună cu Toi. Da, Toiuc, uite-te acolo și spune hello, oameni buni, cu Alex și cu mine. Mă rog, Alex mai puțin pentru că el pleacă la lucru. Îmi pare rău pentru tine. De fapt, îmi pare rău și pentru mine. Și pentru Toiucu. Care nu vine să cred că stă atât de bine la filmare. Că de obicei ne arată fundul. Uitați că așa acum ne arată fundul. Îi trebuie degețelul. Gata e. E duminică. Da, și începem un nou daily vlog, cum spuneam. Astăzi cred că îmi voi petrece ziua cu Iulia, prietena mea cea mai bună, dacă se trezește azi. Așa e, Alex? Mm-hmm. E mai somnoroasă de fel. Nu știu cum de se face, dar toate prietenele mele sunt somnoroase. Așa e, Alex? Aia e prietenie. Până și Alex este somnoros. Păi și Sonia era, nu știi? Amintesc odată, chiar ne-am certat că nu s-a trezit. Și Iulia. Și da, Alexi la fel. Eu nu. Nu, nici nu trebuie să trag mult de tine ca să te trezești. În fine, oricum vă mai povestesc și vă mai zic ce facem pe parcursul zilei. Așteptăm să se trezească Iulia totuși. Să-mi dispară coșul ăsta mare de pe față, îl vedeți? Da. Și să plece și Alex, că ne încurcă tare. Mm-hmm. Nu mi-am. Hello! Și vin cu un update. Iulia este acolo și dacă vă întrebați, nu este dezbrăcată, ci este într-un top. Nu-i așa, Iulia? Da. Mm? Și eu sunt... gata, aproape gata și aștept acum să se termine și Iulia, să mergem să facem niște pozici. Și ce mai facem, Iulia? Mergem la cafea. Mergem la cafea. Baia și alte cele și Iulia acolo în spate și Toiucu pe jos, să vi-l arăt. Aici este Toiucu care tot vine și sare pe mine, cred că știe că vreau să plec și lui nu-i convine. Îți convine că plec, Toiucule? Spune-mi, nu vrei să plec, așa-i? Și eu arăt cam așa, în caz că nu v-am arătat. Sunt o femeie măritată, deci eu sunt foarte îmbrăcată. Ce părere aveți? Iulia, ce făceai cu ăla? Și Toiucul. Toiucul? Și cu mine. Toiucul? Și cu mine. Ce faci acum? Încearcă. Nu știu ce. Dacă vă întrebați, coșul meu este tot acolo. Nu se astupă. Dar în rest, cred că arăt bine. Și Iulia acolo. Iulia! Da? Vino și salută oamenii. Bună! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Salutare, salutare! Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Când vine Iulia la noi, cam așa arată patul. Nimic, n-am vrut să zic nimic altceva decât că plecăm! La Iulius și începem să ne facem pozici. Iupi, iupi, e! Și Iulia aici rușinoasă în spate. Bună! Cum a decurs ședința? Super! Am făcut poze drăguță. Mi-a făcut puțin de rușine aici în față la Iulia. Nu mă, puțin, da, puțin de tot. Nu ne-a văzut multă lume. Gata, ne-am plictisit de poze și mergem să bem o cafeluță. Era și cazul, ne-am făcut destul de rușine pe aici. Eh,
Puțin doar. Nu foarte mult. Hei, dragilor, ghiciți ce? Am ajuns acasă. Da. Am terminat cu plimbarea în Iulius. Mă rog, plimbare, puțin spus, că am făcut numai niște poze. Și după care am fost să mâncăm ceva și am stat și la o cafeluță și ne-a venit genială idee să ne facem un cocktail, dar Iulia era cu mașina, așa că ce ne-am gândit noi să facem? Să o purtăm pe Ildică, mama Iuliei, din Florești în Someșeni, ca să ducă mașina acasă. Da, așa că ne-am dus frumos, frumos, frumos până în Florești. Dacă sunteți din Cluj, știți că e totuși dintr-un capăt în orașul, în celălalt capăt al orașului. Și ne-am dus până în Florești, iar mama Iuliei ne-a adus înapoi acasă. Și aici ne așteaptă prosecco cu care vom face... Hugo! Ce cauți? Iulia deja este foarte, foarte nerăbdătoare. Și da. Și deja mănâncă. Îmi place de ea, știți? Este prietena mea cea mai bună și se simte ca la ea acasă. Adică eu încă n-am apucat să mă desprag și ea deja mănâncă. E ok că așa fac prietenele cele mai bune. Se simt ca la ele acasă, ceea ce este în regulă. Nici măcar nu-mi pare rău. Deci îți place prăjitura făcută de mine? Mhm, uh-huh. Foarte bună. Și hai să vedem și ce reacție are Tăiucu când mă vede. Se bucură sau nu se bucură? Salut, mama! Salut! Salut! Te bucur, te bucur, stai așa să... Gata, mă ignoră. A văzut-o pe Iulia, așa cum a stat după Iulia. Zici că ei, mamă, mica ei, nu e. Sunt tristă, supărată și... Îmi vine să plâng. Dar nu voi plânge, mă voi duce să mă schimb în ceva comod ca să bem un cocktail! Yeah! Iupi, 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 iupi. Și m-am îmbrăcat în hainele mele de scandal. Credeam că faci poză. Filmez de loc. Toiucu e aici, Toiucu care umblă după Iulia. Iulia se apucă de făcut cocktail, nu-i așa? Da, câte vrei de viață? Cred că 3. Avem și Pringles, avem și sushi din congelator, iubita. Iar eu mă duc să-l scop puțin pe Toi afară, că n-am mai ieșit de mult. Hai, mergem? Exact, asta își dorește și el. Hai să ieșim afară, iubitule. Dar vezi unde te duci, mămăliguța ta de cățel. Bineînțeles, cred că îl trece tare, șușulică. Dacă s-a dus direct acolo, nu-i așa, Toiucule? Un pic e rece totuși de stat în tricou. Dar ia, priviți. Bravo, iubitul lui mama. Am gândit că totuși cred că preferați să mă vedeți pe mine, nu pe el cum face șușu. Dar e frigut, 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 frigut. Și acum se plimbă, stați așa că merge la poartă. Și nu vrem să mai iasă. Toiucule! Toiucule! Ia, priviți-l. Uitați pe acolo, prin găurica asta. A zice că nu încape, dar de fapt chiar încape. Chiar încape pe bune și de adevăratelea. Nu știu ce asta un os să nu-l prindă, că n-are voie. Nu-i voie. Nu ne jucăm. E de aruncă la gunoi, da? Nu-i voie. Treaba mare față, mergem înăuntru că e rece. Hm? Te mai gândești? Nu-ți dau! Nu-ți dau! Nu! Nu-i voie! Nu-i voie! Ce amuzant e cum sare! Nu-i voie, Toiucule! Iulia, noroc! Aici este Hugo, gata? Sushi-ul așteaptă să fie mâncat. Chipsurile la fel. Și filmul... Șefele de pe HBO Go! Yay! Ce zici, Iulia? Minunat! Și cam așa o să se încheie seara noastră.
Eu trebuie să postez acest clip pe YouTube chiar acum, pentru că deja am întârziat ceva. Așa că mare lucru nu mai am ce să vă arăt. De fapt, nu mai am ce să vă arăt, că asta vom face. Vom bea cocktail, vom mânca și ne vom uita la film. Și pe urmă ne vom culca, evident, ca orice om normal, pentru că va fi seara și mâine este zi de lucru. Și, Toiucule, spune și tu la revedere. Pa, pa! Spune pa, pa! Da! Și Toiucul vă spune pa, pa! Eu vă pupăcesc și ne vedem data viitoare cu un alt clip. Pa, pa!